Zelenski intervine pentru Abramovici la președintele Biden. Președintele ucrainean i-a cerut omologului său american să nu impună sancțiuni împotriva oligarhului rus, deoarece acesta ar putea facilita discuțiile de pace dintre Kiev și Moscova. Zelenski intervine pentru Abramovici la președintele Biden. Președintele SUA s-a consultat cu președintele Ucrainei cu privire la o serie de sancțiuni, inclusiv pedepse planificate, pentru Roman Abramovici. În același timp, purtătorul de cuvânt al lui Abramovici a declarat că este inutil ca negocierile și în interesul succesului lor să comenteze procesul și participarea lui Abramovici. După cum s-a spus mai devreme, pe baza cererilor, inclusiv din partea organizațiilor evreiești din Ucraina, el face tot posibilul pentru a sprijini eforturile care vizează restabilirea rapidă a păcii. Președintele Volodymyr Zelenski i-ar fi cerut lui Joe Biden să nu-l sancționeze pe Roman Abramovici, apreciind că oligarhul ar putea juca un rol în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Acesta a mai spus că, indiferent cine sunt oamenii de afaceri care sunt gata să dea bani pentru a sprijini armata ucrainană, țara este pregătită să le asigure siguranța, să le ofere de lucru și să permită afacerii lor să continue.